Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi voi arăta cum să vă dublați viteza la internet. În primul rând, haideți să verificăm viteza actuală. Puteți face asta pe site-ul www.speedtest.net sau pe alte site-uri. Am ales site-ul acesta deoarece este foarte simplu de folosit. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul Go. Eu am făcut deja asta ca să nu mai pierdem timp. Aceasta este viteza mea actuală la internet. Și acum haideți să vă arăt cum să vă dublați. Este foarte simplu. Trebuie să deschideți în primul rând calculatorul. Puteți să faceți asta de aici. Puteți deschideți de aici sau puteți scrie calculator. Sau o altă modalitate de a deschide calculatorul. Scrieți Run, apăsați Enter și vi se va deschide această fereastră. O să scrieți în bara asta de search, bara de căutare, bara de navigație. O să scrieți Calc. Apăsați pe Enter. Și vi se va deschide calculatorul. Acum, ca să dublăm viteza la internet, tot ce trebuie să facem este să luăm acest număr 94,74 și să apăsăm pe acest buton care va efectua operația de înmulțire. Apoi apăsăm pe 2, pentru că noi vrem să ne dublăm viteza la internet, ceea ce înseamnă că trebuie să înmulțim cu numărul 2. Apoi apăsăm pe egal și așa ne-am dublat viteza la internet.